În primul trimestru al acestui an a fost înregistrată o creștere de 9,8% a prețurilor la imobiliare. Datele au fost prezentate de expertul în economie, Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, aceasta este cea mai mare creștere a prețurilor la imobile din ultimii 16 ani, fiind atins costul maximum al locuințelor din istoria Republicii Moldova. Dacă ne uităm atent, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Din ce cauză? Din cauza că noi, de fapt, asistăm la o creștere de prețuri după un an și jumătate de stagnare. Un an și jumătate prețurile n-au crescut. Și chiar dacă în primul trimestru am avut o creștere spectaculoasă de 9,8% în mediu, la apartamentele vechi s-a scumpit mai tare, la apartamentele noi ceva mai încet a crescut prețurile, voi explica de ce cauza acest lucru, în valoare anuală prețul a crescut 4,6%. Astfel, un apartament de 70 de metri pătrați din Chișinău poate fi achitat în 10 ani cu un salariu mediu, aspect care face ca piața noastră să fie atractivă și apartamentele accesibile. Într-o viitor apropiat, datorită faptul că am avut o creștere prea bruscă a prețurilor, intuiesc că poate fi o ușoară pauză, piața într-adevăr acum este relativ amorfă. Despre aceasta vă vorbim în toate ediții, volumul de tranzacții care are loc pe piața imobiliară, ca să vedem cât de vie este piața, dar pe termen mediu și lung, prețul apartamente vor crește plus minus egal cum vor crește salarii, din simplu motiv că am ajuns în linia aceasta de echilibru, 10 salarii anuale pentru 70 de metri pătrați de apartamente. Potrivit expertului, la momentul actual, 70% din venitul unei familii este concentrat în achiziționarea imobiliarelor. Astfel, costul unui apartament nou este de aproximativ 1.400 de euro pentru un metru pătrat, în timp ce apartamentele de pe piață secundară se ridică la peste 970 de euro pentru un metru pătrat.